Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, și cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu mașinuțele noastre blindate. Practic ce am făcut acum e să luăm mașinile blindate din joc, cele mai importante cel puțin, și să vedem cam care este cea mai rapidă mașină blindată din joc. Pentru că în momentul în care tu te duci undeva, zicem că vrei să jefuiești o bancă, ai nevoie și de viteză, nu? Să fugi de poliție, nu numai să fie blindată. Așa că hai să ne băgăm la treabă. Și să vedem care e șmecheria. Deci eu mi-am luat Duke of Death, noua mașină blindată, Mihai cu Insurgentul și Pisica este cu Ruma. Oricum, înainte să pornim, vrem să vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate like-urile de la episodul anterior. Știu că s-au strâns enorm de multe și vă mulțumim din suflet pentru asta. Văd că cineva face pe lateral acolo și ceva misiune. Geron. Am văzut și eu. Geron is the target VIP. Dar nu avem noi treabă cu el momentan. Să-și cred. Da, trebuie să omori VIP-ul, adică pe el. Cred că e singur, da, e singur. Și are o zonă pe hartă unde trebuie să-l găsești. Tare cred eu că și-a dat chestia asta pentru că nu sunt extrem de mulți oameni pe sesiune și vrea să stea acolo ascuns să facă bani. Practic asta e toată șmecheria, știi? E o metodă. Bă, să știi, uite, de exemplu, dacă te duci pe un server de genul ăsta și nu-i mai nimeni pe server și dai Yak Defense, păi nu vine nimeni la tine. Faci 30.000 pe Yak Defense doar stând degeaba. Da. Easy money, știi? Dar, oricum, sunt foarte curios să văd care e cea mai rapidă dintre toate trei. Știu, curma e destul de rapidă, e all-wheel drive din ce țin minte. Mă, și asta e all-wheel drive, dar nu e la fel de rapidă, zic parcă, eu. Parcă, dar nu știu, eu cred că bătălia va fi între cele două. Între curma și asta. Pleacă greu, atâta tot, știi? Nu știu insurgentul cum va fi. Mă, știu, mă țin după tine. Da, știu, băi, e rapid, nu zic că nu, e rapid insurgent, dar nu știu dacă e la fel de rapid precum astea. Oricum, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră și vă mai doriți episoade în fiecare seară cu GTA Online. Eu zic că e o serie care merită să continue zilnic, dar bineînțeles asta depinde în funcție de voi. Bun, ia să vedem noi, hop așa. Am trecut insurgentul într-un stâlp de ăsta de beton. Și s-a dat la o parte stâlpul? Asta mă gândeam și eu, ar trebui, frate, la cum arată asta. Dar tu știi că insurgentul chiar e o mașină din realitate? Da. Deci insurgentul e fix cum e în joc. Bine, și cum, dar insurgentul eu nu știam chestia asta. Deci insurgentul e chiar o mașină din viața reală. Are numele de Gurca. Gurca? Gurca. Da, bă, deci căutați Gurca, deci o să vă las în descriere chestia asta. Căutați Gurca pe Google și o să vedeți poze sau chiar și videouri pe YouTube cu mașina asta arată exact la fel în realitate. E identică. Nu mi-a venit să cred că am văzut mașină. Asta. Chiar ați văzut vreo mașină de genul ăsta? Să ne spuneți în comentarii dacă ați văzut ceva de genul ăsta în realitate. În realitate... Pare că văzusem. Dar nu, că nu era blindată. Era bă, nu, bă, știi care e faza? Gurca sau insurgentul e o mașină civilă, din ce știu eu. E civilă, blindată. Deci e cam cel mai avansat, cea mai avansată mașină blindată pentru civili. Știi, nu e militară. Da. Dar, bun, hai să vedem, da? Hai. Prima dată plecare cu W, normal, da? 3, 2, 1 și... Wow, ați ajunit cu Roma? Dar uite-o pe a mea. Oho! Mamă, nu mă așteptam la asta, sincer să fiu. O să se schimbe situația când o să fie plecarea cu frunze vărtite. Știu că e masă la asta, dar wow, wow, nu mă așteptam. Dar tot ia viteză, uite-o. Nu mă așteptam la așa ceva, sincer să fiu. Păi, dacă ar fi... Ai un V8 până la urmă. Da, frate, dar se duce ca nebunul, ești... Ar fi o investiție bună. Lol. Știi? Killed was mugged. Cineva a fost jefuit. Ok, chestii stranii pe serverul ăsta. N-am mai văzut chestia aia de... Nimeni nu prea folosește mugger-ul, știi? N-am mai văzut mug. Adică poți să pui pe cineva să jefuiască pe altcineva pe stradă, zic că să taie gâtul și fură banii, dar... Nu prea am văzut chestia asta folosită de nimeni. Mi se pare că trebuie să aibă cash asupra lui, dacă are banii în cont. Și acum hoțul, ci că e undeva pe hartă, dacă te uiți pe hartă... Uite-l. Și dacă fugi și îl omori, primești 10.000 pe care i-a furat de la ăla. Ce catering. Da. Can't be bugged. Bun, acum cu roțile învârtite, da? Da. W și S. Și 3, 2, 1 și... A? Aia ți-și curma. Să-și curma, dar a mea se duce mai tare. Se duce a ta.
Mamă. Frate, motorul ăla cred că e de vină, nu? Îți dai seama? Blower adică, ăla de acolo. Da, 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 pe diferit față de alte mașini, dar totuși se duce extrem de repede. Uite, eu aș vrea, tare aș vrea să fac un test cu asta, cu X80 eventual. Esto? Nu cred că îl depășește niciun caz. Eu, da. Ar fi interesant să vedem. Ia să ne oprim noi aici. Și acum ultimul test de genul ăsta. Hai să vedem. Deci o să facem cu spacebar, da? Spacebar activat. Pisică. Spacebar activat. Și apăsați W în față, da? Da. Bun. 3, 2, 1 și... Bă, de țâșnit, voi țâșniți mai repede. De țâșnit, voi țâșniți mai repede decât asta a mea, dar... Dacă e all-wheel drive, a ta... Da. Dacă e greu, a tău aprinde, a treia se duce. Diferența la viteză e mare. Atunci asta s-ar merita mult mai mult să o cumperi, asta Max. Să știi că dacă că fuge... e bună și la gheu, la gloanțe, așa și așa. Bă, la gloanțe protecția e așa și așa, adică uite, de exemplu... din față. Și din laterale te poate nimeri uneori. Bă. Da. Ba da. Fizica se amuză. Ce vreau să zic? Vă luați voi Duke of Death-ul ca să-mi iau eu X80 să facem un test să vedem care e diferența de viteză? Sau nu? De fapt, puteți să vă luați voi X80-ul dacă aveți una tunată full. Da, stai să-mi lăsi sugetul aici. Hai, vină cu mine, mașina mea. Sunt foarte curios să văd care e faza. Deci, clar, asta se duce destul de tare. Dacă le depășește pe alea amândouă, care e diferența de viteză dintre asta și X80? Aș râde, frate, să fie la fel de rapidă ca X80, dar nu cred. N-are cum. Ți-i mai lentă. Totuși, e rapidă rău de tot. Mi-a venit un număr roz, Max. O, Doamne. Te-ai scos, tot ce-ți doreai în viață. Da? Da. Mamă. Rupe poscheții de alea. Nu respecte reguli, nu știu, cred că se dau 300 luțe, mă mai gândesc. Bă, dai notă... Da, și votezi, mă. Dai notă de aia, nașpa. Nota da. F. Nu se dă, nu, nu se, nu se dă calificativ. Ia. Yeah. Foarte bine. FB, cum era, mă? Pe aici. Nu era ceva de genul cu FB și B și... Ba da. Cu B? FB, de la B. Bine, FB de la foarte bine. C. Mamă, asta e, ești că e în generală, ce naiba? Da, nu știu, știu că era la școală, mă. Lol. Îți luai un FB, te bucurai. Bă, la vorbește singur pe cel. Acum cred că copiii fac mișto la școală, gen când zice FB, ce Facebook? Da. E așa aș face la profesoară. Da, bine, pe vremea noastră nu prea aveai cum să... Da, tu era. Era ce era, frate, pe vremea noastră? High five, ești nebun. High five era. Da. Nu era Facebook, a apărut. Doamne, de la liceu. Mă simt bătrân acum. Valoros să zic, știi? Ha, nepoate. Nepoate, ce... Ha, mă, ți-ai luat X80 ăla, hai. Da, vreau acum să sar în... Ui! Mamă, și cum se aude când schimb vitezele la asta, doamne, ce mișto e. La killed rival CEO, l-a omorât pe ăla și a fugit. What the fuck, a ieșit de pe server. Da. Aoleu, ce muzică de mormântare. Mai păi suntem noi și cu tipul ăla de totul lumea. E atât de rapid încât vine moarte. L-a ieșit toată lumea de pe sesiune, ce s-a întâmplat? Ia uite pe pisică ce flipuri face. Pe pisică, de ce faci acolo? Mă amuz aici. Hai, vin cu aici să vedem testul suprem. Farurile stinse. S-au ars farurile? Ale mele? Nu, ale pisică. A, da, clar. Păi, hai să vedem. Uber, da, hai. Are un cățel pe el. Îți place. W? Da. Cu W facem testul, da? 3, 2, 1 și... Ia mă să vedem. Na! Na, dar totuși diferența e destul de mare. Bă, dar a plecat bine pe 1, 2, 3, să știi. A plecat bine, da, dar... Nu. Top speed-ul se duce prea tare. No, X80-ul tot rămâne regele vitezei, dar totuși X80-ul nu-i blindat. Trebuie să te gândești că asta e destul de grea mașina. Cu tot blindajul pe care l-are, e o mașină grea. Și... na. Deci, bun, hai să luăm și noi un avionaj. Puteți să vă luați fiecare câte un avionaj dacă vreți. Lol, what the fuck? Mm-hmm. Pisică? Uitam la tine, Max. Mai ești în viață? Uitam la tine. Impact frontal. Avem aici avioane dacă vreți. Fiecare are câte unul. Vreau să fac ceva.
Hai să ne luăm. Ce fac cu Mihai? Alo. Am făcut ceva. Am văzut că ai făcut ceva. I-am rezolvat botul. Mihai, pregătește-te că decolezi peste tine. Aoleu, m-ai lovit cu aripa. Te-am lovit? Eu la mine nu s-a văzut că am lovit. M-ai atins un pic cu aripa, am crezut că bubui. La mine nu s-a văzut deloc că te-am atins. A, ce frumos, a venit și dimineața, ia uite ce minunat. Eu avioane negre n-am mai văzut. Adică gen, în viața reală mă refer. Vor fi alea private? Posibil, da, posibil. Da, da, posibil să fie. De fapt, da, da, dacă ai, să zic cu... Să cumpăr și eu unul privat. Da, da, mâine mi-am. Dar n-aveau roz. O linie de asta aeriană, să zic, ar putea să-și facă avionul cum vrea el. Adică nu cred că există vreo regulă de ce culoare să spui la avion, nu? Mă gândesc. Hai să facem organizația. Stai așa. Sunt curios dacă au culori banate. Wow, eram de când noi și Rom, tipul ăla roz și acum sunt 11 pe sesiune. What? Da? Dacă v-am dat invitație, pe bune? What, ce se întâmplă? Pe bune, nu înțeleg ce se întâmplă, dar ok. O să încerc să-l aterizez pe o clădire. Na, ok. Știu pe care. Pe aia dreaptă. Hai să vedem dacă merge. Da, nu știu, tu ai reușit, știu, în trecut să trezești titanul pe aia mare, dar e foarte greu. Da, am făcut vreo 5 traiuri așa. E foarte greu. Ia să vă reușesc. Ok. Am reușit! Am reușit! Da, da, am reușit! LOL. Știți ce am reușit? Ce ai reușit? Să iau oare. Eu am reușit, uite-mă. Măcar. Brav. Bă, greu se întoarce. Și care e faza? Eu dacă ies din avion acum, cazi. N-am pe unde, am muș. Nu, nu, nu. Oh, fuck. Stau următorul. Mihai, nu. Bravo, cum stai? Vrei să-ți dau un aghiu, Max? Nu. Ce? Fă-ți o poză. O să ies pe ușă. Ui! Zică, ui! Bun. Efecte speciale, băi, Max. Dacă... A explodat? Am auzit o bubuitură. Știi că tu ai tras în el? Nu. Vreau să mă uit la el de jos. Băi, motorul a căzut, a căzut. Mihai, pici! Vezi că da, murise motorul și... Aterizează-l! Eu l-am bubuit, Max. Tu l-ai bubuit? Te-am abține, da, te-am așteptat să cobor. Unde aterizezi și eu? Pe stradă, dar dacă nu mai ai motor, cum îl aterizezi? Nu, am motor, am motor. Nu, oprisem, știi că frânezi mult, se oprește motorul la un moment dat. Știu, da, și pici. Puțin prea mult. Uite, am găsit unde. Pici în bot, dacă... Aha. Iau-te-l pe Mihai, iau-te-l. Mihai the Daredevil. Rână. O, doamne. Bravo, săracu. Și acum fii atent, impact din spate. Da. Ai, frate, că a trecut fix lângă mine. Lol, cum a făcut? Ia. Hai, hai, hai. Aoleo. Acum faceți bum amândoi. Nu cred. Aoleo, gang attack. Lol, gang attack, serios. Hai mă să-i batem, mă, pe ăștia, că și mă enervează. Dar eu nu văd. Uite-i, mă, acolo, uite. Nu ți-a apărut încă? Nu. Nu mi-a apărut. Și mie. Remaining mie. 20 din 20, uite, vezi? 19 din 20. 18. Aoleo, vezi că au sniper pe sus. Plus. A căzut pe scări, lor. Da, eu l-am, eu l-am împușcat, l-am împușcat. Nu ne trage. Fac injecție, le fac injecție. Asta e vaccinul antigripa. Wow, am murit. Ah! Zici că sniperul meu e seringă, știi? Yeah. 11 din 20, mai sunt 11 oameni. Care e cu mașina aia? Penta headshot. E un NPC cu mașina aia, lol. De ce a venit acolo? Lol, e polițistul cu mașina random. Polițistul.
mă, păi mă prinde pe mine. Lol, dar s-a urcat într-o mașină nemarcată. Da, a furat mașina de la una ei, săracu. Pe ce polițiști răi? Da, mă, vedeam mașina poze când venea random, mașina random. Fără mașină de civil ca să te prindă pe tine. Ia uite, so. Bune. Aoleu, ăla era cu minigunul. Bă, dar trag ăștia la cap atât de bine. Hai că mă surprinde uneori cât de bine trag. Trebuie să stai în cover atâta tot. Câți mai sunt? 6? Mamă, să-i omorâm chiar așa. Vin băieții liniuță. Ia uite-o pe PC că acum dă cu minigunul. Eu ți-am zis că e... Ia uite, hop. Stai jos. Bă, poliție. E gang attack. Voi nu faceți parte de gang. Da, eu gașca aici. Ia uite-i pe ăștia, mă. Doamne, ferește. Ce faceți, bă, GG-ilor? Plosc? I-am furat snack-ul ăsta. Bă, ăla e sus? Cred că e sus. No. Da, e sus și mă așteaptă cu shotgun-ul. Dai jos, prietene. Mamă, cred că te-a durut. Sica! Da. Gata, past. Am făcut 10 kill-uri. Un headshot. 6 headshot-uri, 7 kill-uri. Point blank 1. Point blank, adică... Am ratat un headshot. Să te omorâm? Te ești din organizație, cum să te omorâm? Ce ai făcut? Nu știu, fac cumva și omoară. Păi trebuie să ieși din organizație, ieși. Că... S-a stricat ăsta, era că m-a pasat pe capsule și știi că e bagul ăla stupid. A, și îți merge caracterul. Da, uite așa merge, nu pot să sar, dacă mai viteză, ești pe calc. Stai, ești pe stradă. Să-ți bubui mașinile de poliție lângă tine. E și aia sus, tine? A, ia vezi. Da, n-are nimic. Trebuie să ieși din organizație, că n-am cum altfel. Hai, stai ca vine Mihai, stai ca vine, hai Mihai, hai Mihai! Degeaba cu calci, ca nu moare! Eu ți-am zis! Ești din organizație! N-am gust să mor altfel! Nu pot să folosesc telefonul mobil! Stai să văd dacă pot să-i dau kick! Scoate-mă! Hai că am scos eu organizația de tot! Moară-mă! A mers? Pisica nu moare, e? N-are cum, trebuie să moară acum! Acum trebuie să moară! Am murit și eu! Bă, poliție, bă! A mai murit? Păi cine să mă omoare? Cineva, nu știu. Mihai, vine, omoară-mă, nu știu. Și că cineva, păi dacă eu n-am stele de poliție, cine vrei să mă omoare? Stele, nu pot să dau cu aia. Pom. Nu pot să dau cu pumnul. Hai să te văd. Ah, bun. Am rezolvat-o. Nu pot să dau cu pumnul, nu pot să-mi scot armele, nu pot să alerg. Poate cu ăștia cu elicopterele, dăm. Dar nu mai fă bug-ul ăla, că știi bine cum funcționează. A apăsat și eu. Ai apăsat și tu. Ce mai apăs din greșeală în loc de shift-a fost pe cartul? Da, exact. Hai că fur mașina de poliție. Nino. Bă, dar ce stai să am... Face unul roz, mă, mașina, dar cum se duce? Mi-a zis bitch ăla. Ce ți-a zis? Bitch. Well. Polițistul mi-a zis. Ce urât vorbește. Ce urât vorbește poliția din jocul ăsta. Frate, poliția trebuie să fie respectoasă cu criminalul. Da, sunt și pupe. Să zică, domnule criminal. Sunteți de acord să mergeți la pușcărie? Max, dă-mi un invite în organizație. Ai ți-a dat? S-am dat, mi-a dispărut. Eu sunt. Am văzut. Hai. Asta mă uitam și eu că sunt pe lângă. Hai că am dat. Unde e ăla cu mașina lui? E sus de tot. Un elicopter. Bribe. Doar că cred că a dus o duce deja, măi, că începuse de mult misiunea asta, l-a văzusem eu. Da? Da. Nici mi-apare pe hartă, hai că... Îl văd, cu roșu, da, dar... Acum, gata, stânga sus. Cred că o duce deja. O duce. Unde că mergem? Văd că clipește, clipește mașina. Crezi că acolo e unde e? E acum la țară, da? Da. E vreun garaj acolo sau ce? Da, știu că am mai dus-o una odată, că tot așa îl urmăream eu. Și o dusese deja. E acolo o misiune. Păi, de ce n-a dus-o încă? Uite, s-a oprit acum. Uite, gata, ai văzut? A dispărut, da. Nu mai e. Ce-am zis eu? În zona aia? Dacă-l vedeam la timp, putem să facem garaj, ceva. Deci dacă e garaj, probabil te duci acolo și vinzi. Pe timpul de misiune. Hai să facem și noi o mașină, dacă tot e la mod acum. Hai. Doar că trebuie să avem grijă, că s-a umplut sesiunea. Ne, nu s-a umplut, dar gen... Sunt mai mulți oameni pe aia acum. Bine, nu știu ce mai mari legi. Da, dar nu poți să știi niciodată. Hai că mă duc repede la firmă să iau una. Ai găsit un Mini Cooper. Te-ai scos. Da. Uite. Și are și capotă. Mamă, ce drift.
Ma, dar ce cu furtuna asta? Ploaie, nebunie, dintr-o dată, parcă văd că și fulge, tunete. De toate. Ok. N-are deloc putere mini cu părul ăsta, până aia viteză mă putisesc. Bă, eu, hai că uite, chiar n-am tunat un mini cu părul de ăla, ar fi. De... Am făcut în single player, nu merită. Nu se tunează bine? Nu. Nu prea. O făcusem roz cu roții de-astea cu dolar, știi? Dar tu și la curum ai curs cu dolar. Da, da. Și la asta am roșu cu dolar, Bun, Zentorno! Hero se numește, adică erou. N-am mai văzut o hero până acum, de la Zentorno. Ai folosit la un photoshoot. Ok. Mamă, de alunec în ultimul val. Până, trebuie să mă întorc 7 km, mamă. Mamă, dar ce cu furtuna asta? Hai că mă duc eu repede cu volatul ăsta după aia, dar totuși ce cu furtuna asta? Așa, ciudat. Afară că mă întrezi era soare, acum văd că e întunecat, deci vine și la noi ploaia. O fi așa, gen vine din GTA, vine în viața reală ploaia, oare? Mm-hmm. O să vestește ploaia din GTA. Deci citește vremea de la calculator și zice, bă, dacă la tine plouă în viața reală, tu-ți plouă și în joc. Te sună un prieten și te întreabă, să te întrebe, bă, ia, bă, cum e vremea, mă, la tine în GTA, că vreau să știu cum o să fie astăzi afară. Cum ar fi? Bă, ar fi mișto că, gen, ai putea să prezici vremea. Dar nu știu, de multe ori mă uit la prognoza meteo, știi, și zice, a, o să fie ploi, dezastru, teribil și, gen, soare. Soare. Da, de ce? Cum? Că eu înțeleg că ăștia au baloane meteorologice și tot felul de chestii. Cum prezic ei așa de greșit uneori? Uneori se potrivește, dar uneori deloc. Bă, tot ce ar fi problemă. Se schimbă, mă, da, se schimbă. Da, adică ei calculează că se ajunge un nord deasupra. Da, și de fapt nu mai ajunge nimic. Și bate vântul într-o oră și îl mută total lângă, să zicem. Și nu mai poți, și e soare. Și zice, bă, în teorie la noi aici pe display arăta că vine norul deasupra orașului, tot și o să plouă. Da. E aici sus. Iau și eu maș de noi. A luat cineva mașina? O să o iau eu, da. Mi-a dispărut waypoint-ul. Da, mă, pă, am ajuns eu la aia de aia. Faza e că ăștia, deci fii atent, e amuzant. Ăștia sunt la un photoshoot, adică gen stau și să facă poze. Și plouă de rupe. Dar ei fac photoshoot. Da, mă, e cu efect. E o tanti acolo, oare? Da, mă, e o tanti care se cărcănează și în costum de baie. Și se mângâie pe... Da. Ce? Pe corp. Și ăla îi face poze, lângă o mașină șmecheroasă, aia e mașina pe care noi trebuie să o luăm. Are aia bani de mașină. Ce fac aia? Scuze, atun of the raider. Oh, fuck. Bum. Am asasinat fata. Bravo, Max. Te-am învățat bine. Hei, fato. Faze că o să tragă super bine ăștia. Sunt aici doar ca lume. Și în ce să ajung aproape în zate? Am primit și o struță de poliție fără motiv. Poate ești în organizație de aia. Uite unde că vedeți care se vedește. Ok, hai că fur mașina, am furat-o. Guy of the Raider. Sigur serve, abilities, ghost. Suntem ghost, hai că i-am dat drumul. Suntem fantome. Ghost Recon. 720, cu continuare. Bă, dar am o grămadă de poliție după mine, trebuie să sună... Sună să lăsă. E de la mișine. Nu merge să sună adesă? Aolo, buzzer, buzzer, oh! Încerc, sunt și mașini buzzer. Care s-au oprit undeva. Din păcate e cam alunec. Da, e cam aiurea perioada asta. Alunec, nu prea pot să mă mișc foarte repede. Hai că eu i-am dat tare. Buzzer, ceva bubuie. Nu, că nu cred că mă prind. A, ba da. Dar nu e bază de elicopter, dar știu să știi că îi atrag bine dinăuntru. Nu suntem ghost încă 2 minute, hai că să vedem, poate reușim să o furăm. Doamne, e ușa deschisă, dar vin. Ce-ar fi s-o omorât elicopterul ăla? Sunt pe drum? Ar fi o chestie șmecheră. Dar e ceva viteză și nu? Da, păi Zentorno nu se duce. Dar faza e că se ține extrem de bine după mine. N-a tras încă că n-a reușit. Baleu. Băi, dar ce furtună. Da.
Și cu ceasă și cu de da, toate. Da, da, da. E interesant totuși că e așa random, că și în viața reală e la fel, nu? Da, pe helicopter. Oh, a explodat ceva. Helicopterul ăla care te urmărea. Ah. Bă, e bine. Asta e un negru cu un verzui și neoanele verzi. Nu știu, se pricep ăștia de la... Aoleu. Cum era cu mine? Ne-a făcut poză de Dumnezeu. Da. Fuge. Cu blitz. Cu blitz, cu blitz. No, dă-te... Oh, mi-arată degetul. Mamă, ce l-aș fi omorât dacă nu era în misiune. De, a intrat, am intrat în unul că a cotit aiurea și pe aia scoate mâna pe geam și mi-arată degetul. Mă. Așa fac și eu. Da, știu. Păi, Doamne, deci... Ai tras un NPC pe contrasens spre mine, nu acum. Și m-a și înjurat. Da, știu, sunt a, foarte... A, da? Da, astea faci? Da, gen, el greșește și tot ele cu gura mare, știi? Da, nu se face asta. Iar elicopter? Hai că e, suntem bine. Ui, și am dus-o, gata. The Zentorno was delivered. Nici nu știa că mai avem alte mașini în garaj, sincer să fiu. Cred că asta e singura. Ba da, aveam. Mai aveam? Avem una, da, da, da. Trebuie să facem 3 ca să le ducem pe toate odată, dar nu le facem, nu facem acum. Ba da, uite, da, 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 mai aveam una. Da, da, e micuță, e bebe, bebe mașină. Mm. În comparație cu Zentorno. Mamă, cât de repede ai spărut elicopterul care te urmărea. Păi a dispărut că am terminat misiunea, știi, și... Nu, l-am văzut când a plecat, gen, a plecat modul rachetă. Zici că avea viteză de Hydra. Mă mir că nu s-a despawnat. Asta mă gândeam și eu, măcar era. De obicei s-ar fi despawnat, dar așa arată și mai ciudat, știi, să... Mă, să vezi că accelerează isteric de rapid, să zic așa. Hai să facem o cursă, dar nu știu ce cursă. Hai să facem un water slide, Blazer Aqua, vreți? Da, 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 îmi place. E distractiv, aia. Alea sunt distractive. Doar astea că... Astea sunt distractive. Să vedem dacă ne bagă în misiune... Nu știu, nu cred că mă bagă host, nu mă bagă host, deci... Aoleu, invite players, repede, 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 că e aproape plin. A dat start? Nu o se poate așa ceva. Am dat accept și n-a... Da, când am dat accept. Frate, nici bine n-a intrat în joc și a dat start. Glumești cu mine acum sau ce? Așteptăm. Mihai, dă-i tu. Blazer Aqua Water Slide și o dau gen pe tine, da? Că n-ai ce să-i faci, dacă gigelul ăsta nu poate să aștepte o secundă să se umple tot. Dar cât erați? Eram aproape, gen, mai erau încă 5 sloturi de luat. Și se umpleau, înțelegi? Dă-i tu Blazer Aqua Water Slide. Poți să dau join pe tine? Sunt host. Nu încă o secundă. Da, e bine. E perfect atunci, dau join. Să fie sănătos ăsta. O să dai. Mie îmi place mai mult să jucăm nouă. Două lapuri sau unul? A, lasă unul. Da, mă, dar știi care e faza? Mie nu mă interesează, adică putem să jucăm și mai mulți, dar... Frate, așteaptă să-mi invit și eu prietenii, nu? Adică, totuși... Și mai erau locuri. Când vezi că se umple mai? Și gen, mai... Știi că în momentul în care a început să umple și mai sunt vreo 4 locuri, alea se umple imediat. Te gândești că mai intră. Intră, frate, repede. N-ai treabă. Bun, hai că am intrat. Perfect. Tam, tam, tam. Asta. Vezi, uite, asta e o metodă bună. Mihai vorbește cu Kodiak. Mihai a plecat. S-a ajuns în fața monitorul meu și se uită la mine, gen... Că sunt și eu pe aici, bagă-mă în seamă. Pentru cei ce nu știu, Cody e pisica lui, dar... Da. Mai devreme stai pe geam, se uita așa... Știi că era pe buffering, știi? Gen, loading. E instalat Windows-ul, e reinstalat Windows-ul. Să vezi că doarme. La Cody. E băgat Windows 10? Aole. No, n-are RAM. N-are RAM? Trebuie să-i fac upgrade. Face upgrade la pisică. Bă, dar pe care dădeam pe E? Da, pe E. Pe Scrisus. Waliu! Frate, îmi plac prea mult cursele astea. Dacă ți-o voi pe voi, îmi pare rău. Asta e viața. Nu fac intenționat. Îmi plac prea mult cursele astea, nu știu, genial, nu? Uite, pe Max cum stă așa în sus. Aha, îți place? Ia uite. Da, e sau așa, mai crăcănat. Ia mai stai. E? Da, a? Îmi place. Aha. M-am dus. Te-ai dus? M-am dus. M-am dus. De tot. Te-ai dus la cumpărături. Dar tu ai văzut cum a țăpăit a mea? Da. Dar nu înțeleg cum ai țăpăit de harul ăla. Ia, alea ce tunel e în față, doamne. Am mai să vezi Max DNF? Sperăm că nu.
te vezi care e faza, o singură greșeală și gata, s-a dus, știi, șansa, într-un fel. Da. Pentru că voi deja sunteți destul de departe și n-apuc să mai fac slipstream la vreunul dintre voi. Ai poate ajuns la un moment dat. Cine ia locul 3 mi-a mie ciocolată? Nu, nu, nu. Cine ia locul 1 mi-a mie ciocolată? Ba, nu. Cine ia locul 3 mi-a mie ciocolată? Cine ia locul... cine ia locul 1... trebuie să facă duș rece. Ce să facă? Nu, să facă el duș rece. Persoana respectivă care face... care ia locul 1. La vară, nu acum. Yeah. Parcă vezi că fac un challenge de ăsta și mai ia nimeni locul 1, gen toată lumea vrea să ajungă de pe ce, otru loc. De ce bă, nu știu, tu, 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 nu vreau. Păi, pentru o hartă care se numește Water Slide e puțină apă. Da, e foarte puțină apă, gen. Where's the water? M-aș fi așteptat să fie mai multă apă, da. There's no slide. Și sunt prea sus. Aruncă-mă în apă, nu știu. Deci stai puțin, cine ajunge pe locul 3 ia ciocolată lui pisica și dacă pisica ajunge pe locul 3 și ia singură ciocolată sau cum? Da. Tot fisica este câștigătoarea. Asta e cam ciudat. Bine, eu ajung pe locul 3, da. LOL, s-a teleportat Mihai! LOL, și pisica s-a teleportat, what the fuck? Da, parcă v-a luat la cer, așa, v-ați văzut? Da. Serio, eram cu spatele. Bun, asta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în fiecare zi, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!